Locuitorii comunei Godeni reclamă faptul că administrația locală nu s-a aplecat mai mult pe problema infrastructurii rutiere, iar foarte multe străzi comunale au rămas neasfaltate. De partea cealaltă, administrația locală a început demersurile pentru un proiect de anvergură prin care să poată fi asfaltate toate ulițele. A fost elaborat proiectul tehnic și au fost obținute toate autorizațiile necesare pentru demararea lucrărilor. Practic, se așteaptă numai banii pentru această investiție. Am un proiect de asfaltare pentru ultimul metru din comună, este depus, mi s-a cerut clarificări pentru el și este în curs de analiză. Se aprobă sau nu se aprobă? Asta e, în toată comuna sunt drumurile asfaltate. Cum? Ce numai malul? Ce? Proiect depus, a cerut proiect, aprobat, proiect plătit și avize și autorizație de construcție am dat de când l-am depus. Mâine, dacă zice s-a aprobat, până mâine poate să înceapă, că și autorizație de construcție. Așa s-a cerut acum la depunerea proiectelor. Pentru ultimul metru din comună, asta să știți dumneavoastră. Comuna Godeni are nevoie de fonduri considerabile pentru a putea acoperi cu asfalt străzile celor 5 sate care alcătuiesc comunitatea de peste 3.000 de locuitori. Oamenii știu că stau la mâna autorităților centrale și se gândesc cu sfială la faptul că mai mari de la județ nu își aruncă privirea către zona de nord a județului.